O șansă la o viață plină de bucurie și joc pentru copiii cu deficiențe. Astăzi, la Botoșani, a fost organizată Ludoteca ANR la inițiativa Cristinei Breșug, cu sprijinul Asociației Nevăzătorilor, dar și a specialiștilor de la Centrul de Sănătate Mentală Pediatrie, dar și de GASPC, un atelier de ludoterapie. Mai precis, 18 copii cu deficiențe de vedere și auz, dar și numeroși copii fără dizabilități, au învățat cum să modeleze în lut diferite obiecte, să le decoreze și să le transforme în obiecte practice. Organizatorii au realizat aceste activități în foișorul mare din Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani cu ajutorul instructorilor și specialiștilor. Suntem astăzi aici, în Parcul Mihai Eminescu, la atelierele desfășurate cu copiii nevăzători și cu cei tipici, în cadrul cărora vom face luterapie, argiloterapie. Avem invitați copii nevăzători, dar și copii surdomuți, în memoria domnului profesor Vasile Adamescu. Participanții la atelier au beneficiat de sprijinul și experiența profesorului Viorel Micu de la Liceul de Nevăzători din Cluj, discipol al renumitului profesor Vasile Adamescu, un adevărat fenomen în terapia și pedagogia copiilor cu dizabilități. Supărat! Hai să vedem, supărat! Iar pornim aici sus. Ce este aici? Părul, da, sus, da. După aceea avem frâncenele și ochișorii. Uite-te la ochișori, fii atentă. Ochișorii privesc în jos cumva, da? Când ești supărat, ai tendința să ții așa capul puțin în pământ și să pleci privirea în jos pentru cei care văd. Știi, cei care văd așa fac, pleacă capul în jos și privirea. Vezi, năsucul care nu are nicio modificare. Își vor imagina anumite personaje, fie personaj dintr-o carte pe care au citit-o, un personaj preferat dintr-un desen animat, sau își pot modela mama, colegul de clasă, profesorul de matematică, orice își imaginează ei. Și practic dintr-o bucată de lut pe care am scos-o care a fost scoasă din pământ, ei îi vor da viața acelei bucăți de lut și își vor înfrumuseța un colțișor din casă. Apoi vor învăța să facă un vas, da, un vas, nu folosim roata olarului pentru că a fost mai complicat să aducem aici o roata olarului, dar se pot face vase și manual, pe care ulterior le pot decora, cei care mai au resturi de vedere le pot picta, nevăzătorii pot lipi pe ele anumite sfori, nasturi, decorațiuni ca să le facă mai drăguțe. În a doua parte a evenimentului de astăzi vom face un atelier de ludoterapie, un atelier în care ne vom juca, în care ne vom cunoaște mai bine, în care îi vom ajuta pe copii să-și exprime emoțiile, trăirile, să vorbească, să-și dea frâul liber imaginației. Pentru copiii cu dizabilități, dar mai ales nevăzători, aceste activități sunt deosebit de importante, vitale, spun specialiștii. Cu ajutorul lor pot câștiga încredere, pot deprinde noi abilități, dar învață să-și ocupe timpul liber în mod constructiv. Aceste workshop-uri, mai ales în dezvoltarea copiilor, au o utilitate extraordinară, în primul rând pentru că îi ajută să-și descopere abilitățile și să-și le valorifice. Iată, noi astăzi am încercat să dăm startul unor ateliere de lut-terapie, în așa fel încât să antrenăm, pe de o parte, aceste simțuri tactile în vederea dezvoltării lor pentru anumite meserii în viață. Nu toată lumea poate să parcurgă studii superioare, dar suntem siguri că vom da viață și altor meserii, așa cum nevăzătorii altădată au lucrat și la perii și la mături, și suntem siguri că încet, încet ai noștri copii vor deveni maestri în lut-terapie. Să facem un atelier interesant de art-terapie, terapie ocupațională, în speță lut-terapia, care este o terapie extrem de benefică pentru copiii nevăzători, le dezvoltă simțul tactil, le ridică stima de sine, le dezvoltă capacitatea de a comunica cu ceilalți, deci practic și pe partea socială are implicații deosebite, dar terapeutic îi ajută să fie mai liniștiți, îi ajută să se relaxeze, să-și ocupe timpul liber, pentru că față de copiii tipici, deși astăzi există atâta tehnologie și atâtea posibilități, totuși cumva copilul nevăzător are
un pic mai puține oportunități de a-și petrece timpul liber și atunci această terapie vine cumva să-l ajute. În plus, aceste ateliere vin și ca o comemorare, un moment de aducere aminte și continuarea muncii profesorului Adamescu. Acesta a rămas după vârsta de 3 ani fără văz și auz, dar cu toate acestea a reușit să facă lucruri fenomenale. A ajuns profesor și a ajutat generații întregi de copii să-și depășească limitele dizabilității. Marcăm astfel deficiențele domnului profesor Adamescu, care, iată, a dovedit că, în ciuda acestor minusuri senzoriale, a avut o abilitate de neînvins, maestria sa în modelaj, și aceasta l-a făcut să devină consacrat într-o lume întreagă și poate că l-a ajutat foarte mult inteligența sa nativă pentru a deveni mai departe profesor și ambasador acestei lumi, așa cum a fost și Helen Keller. La eveniment au fost prezente și autorități locale. Viceprimarul Bogdan Buhăianu spune că reprezentanții municipalității sunt interesați de continuarea realizării de infrastructură care să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Dacă ați observat, și noi luăm măsuri administrative în municipiul Botoșani, toate trecerile de pietoni, ca un exemplu, au aceste delimitări pentru persoane cu deficiențe de vedere. Aceste activități cu siguranță sunt constructive. Prezența domnului doctor de la Cluj este un plus și vom rămâne la discuții administrative după ce se va termina proiectul, pentru a ne prezenta ideile dumnealui, pentru care câteva idei practice pentru posibilități de infrastructură pentru a ajuta copiii. Evenimentul a avut două părți și a presupus inclusiv ludoterapie, adică terapie prin joc.